Cântarea cântărilor, capitolul 2, versetul 3 Precum e mărul arborii pădurii, așa iubitul meu între feciori. La umbra lui dorit am și-am șezut și roada lui mi dulce în cerul gurii. Ca un măr într-o pădure Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este biserica vie între celelalte biserici. Ca un măr în mijlocul pădurii, așa era Iosif între frații săi. Facere, capitolul 37, versetul 4 ca un crin în mijlocul spinilor a fost mântuitorul între ai săi. Ioan capitolul 1, versetul 11 Și ca un crin în mijlocul spinilor este și sufletul acela care vrea să se alipească în totul totului tot de Domnul Dumnezeul lui. Deuteronom capitolul 18, versetul 13 Chiar între frații săi credincioși, adeseori. Și tot ca un crin în mijlocul spinilor este și adevărata mireasă a lui Hristos, care vrea să trăiască cu toată curăția de conștiință în dragostea voii lui între celelalte mirese, mai mult ale lumii decât ale lui. Așa este adunarea lui între celelalte adunări, sufletul unit cu el între celelalte suflete. Poate că și celelalte suflete sunt credincioase, dar acesta este altcum. Poate și celelalte biserici sunt credincioase, dar aceasta e altfel. Poate și celelalte adunări sunt credincioase, dar aceasta este cu totul în alt duh. Pentru cine privește din afară, toate sunt la fel. Între fecioare nu vede nicio deosebire. Între biserici, la fel. Între adunări, asemenea. Nu este una, este cealaltă. Nu se poate aici, merge la alta. Este asta între spini? Fie, el se duce la cea care nu are. Este asta prigonită? El fuge și se înghesuie la cea care este permisă. Este asta alungată? el o lasă și se alipește de aceea care este autorizată. Este asta săracă și nu îl poate plăti? E merită și nu îl poate înalța? E străină, fără relații și nu-i poate permite cât vrea el? El o lasă. Așa este creștinul de nume și de lume. O, Doamne Isuse, dulce și scump, crina al dragostei, te rugăm umplene de dragostea ta în așa fel ca nimic și nimeni să nu ne poată despărți de tine niciodată. Amin.